viitor. Cum a venit soțul Ionelei Prudan la cimitir la un an și jumătate de la moartea îndrăgitei cântărețe. Bărbatul era de nerecunoscut. Tony Antoș, soțul regretatei Ionela Prudan, s-a schimbat radical în ultimul an, punct în urmă cu un an și jumătate. Lumea artistică Miorica a rămas mai săracă. Ionela Prudan, solista de muzică populară care a încântat milioane de români de trecut în rând vocea ei specială, a încetat din viață, după o lungă suferință, lăsând în urmă numai regrete. În vârstă de 70 de ani, doamna cântecunul Temesca închis o fi pentru totdeauna pe un pat de spital din capătală, stăvându-i aproape pe fiica sa, Ana Maria, și pe soțul, Tony Antoș. Tony a stat lângă Ionela Prudan până în ultima clipă, dacă prezența mea la spital nu m-a surprins, fiindcă se cunoștea foarte bine ce sentimente puternice le unea pe cele două, mamă și fiică. În privința lui Tony Anto, abia atunci toată lumea a aflat că bărbatul Ionelei Prudan a fost cel care a susținut un an de zile cu discreție, iar în ultima ei perioadă de viață a artistei, nu s-a dezlipit nici măcar o clipă de lângă ea. Tony a stat tot timpul la spital. El și Ana Maria i-au fost aproape 24 de ore din 24 cântăreței până când totul s-a terminat. Atunci, el a fost distrus, iar la capelă, acolo unde Ionela Prudan a fost plânsă cu lacrimi amare, a stat la sicriu, apoi s-a retras într-un colț și a suferit în tăcere. Virul au dezvăluit persoane din familie. Ionelei Prudan s-a transformat radical și a arătat rău la cimitir. Punct. Moartea Ionelei Prudan avea să-l afecteze pe Tony Antoș, cel de-al doilea soț al cântăreței. Drept dovadă, în ultimul an și jumătate, el pare o altă persoană, total diferită, fără vlagă și fără chef de a apărea în public. Drept dovadă și imaginile surprinse cu el la cimitir, la Bellu, în urmă cu puțin timp. Atunci când s-a dus împreună cu Ana Maria să împartă pachete și să-i aducă un omagiu artistei, în ziua în care i-ar fi împlinit 71 de ani. Cei care au fost la fața locului au observat că soțul Ionelei Prudan s-a transformat radical și fizic. Bărbatul era foarte slab, zgârbovit, își lăsase barbă și abia putea să scoată o vorbă. Poate trăi fără Ionela, parcă și viața lui s-a terminat, virgule au spus apropiați din familie.